Bună ziua! Am venit la ferma de lavandă, aproape de Jugureni, ca să stăm de vorbă cu Marin Ioniță. Da. Un antreprenor tânăr care s-a apucat de lavandă. Da. Bună ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit! Ia, povestiți-ne despre lavandă. Pardon, povestește-ne! Păi depinde ce vreți să știți, că sunt multe de povestit despre lavandă. Când ați deschis ferma de lavandă? Practic, anul acesta este primul an în care deschidem cu adevărat ferma de lavandă. Până acum doar am creat și am muncit. Pentru că lavanda ajunge la maturitate în 5 ani și n-am fi putut să oferim o experiență reală cu lavandă până acum. Lavanda, eu am văzut-o până acum în zone de șes. În combinație cu dealurile, cum v-a venit ideea de o plantație de lavandă între dealuri? Păi nu este ideea mea. Lavanda crește ideal la altitudini sau în zona de mediteraneană. Noi am aclimatizat-o în estul Europei. Am adus-o și am importat-o. Practic ea nu crește natural în zona aceasta. Și cum v-a venit ideea? Cum ați început? Ideea a fost acum, cred că sunt 13 ani, am fost într-un tular europei și am ajuns în Franța. Da. Și în Franța, noi tot călătorind și luând-o pe străduțe, pe alei nebătute de nimeni, am ajuns pe un câmp de lavandă, care era un câmp întins și nesfârșit. Apoi am văzut că mai în dreapta este și o clădire unde era un muzeu de lavandă și am rămas pur și simplu impresionați în momentul ăla și ne-am spus noi atunci că o să avem și noi un câmp de lavandă, fără să ne gândim exact cum, unde, de ce. Pur și simplu a fost am gândit-o cu voce tare și probabil de aceea am și ajuns să o facem. Cât aveți aici? Terenul total, da. Sunt 10 hectare. Și lavanda? Lavanda aproximativ 2 hectare am cultivat. E foarte frumos. Ce faceți mai exact? Știu că faceți și evenimente. Da. Aveți lavanda o procesați cumva? Da. Lavanda o procesăm, producem uleiuri, avem distilator propriu. Și ca și produs secundar rezultă apa de lavandă. Adică avem două produse, apa de lavandă și uleiul de lavandă. Am înțeles. Pe care le... Și de ce aici? De ce aici? Mi-ai zis mai devreme. Asta este o întrebare dificilă. Adică zona, majoritatea investitorilor se îndreaptă spre Valea Prahova, da, care atrage mai mulți turiști. Da. Aici încă sunt la început toate afacerile. De asta mi se pare puțin riscant. Este și mai departe, da, este și da, mai puțin este, bătut. Este riscant, dar atunci când ești pionier într-o zonă, poți să primești mai multe lucruri decât atunci când te duci într-o zonă deja dezvoltată. Adică? Adică, în primul rând, satisfacția de a fi primul. De a fi primul care a făcut ceva. Care a făcut ceva într-o zonă. Corect. Da? Inclusiv exclusivitatea de a fi într-o zonă. Și astea sunt avantaje. Și ce planuri aveți de viitor? Ce faceți în continuare? Deci, momentan, oamenii vin, fac poze. Aveți taxă? Nu, nu avem taxă de intrare, nu luăm taxă de intrare. Încurajăm oamenii să cumpere produsele noastre. Și care e, să zic așa, perioada ideală pentru o vizită aici? Păi, lavanda procedește aproximativ pe 15 iunie și ține cam 3 săptămâni, o lună, în funcție de deci, cum acum, este până, vremea. Deci până la jumătatea lui Iulie. Da, până la jumătatea lui Iulie. Ce evenimente aveți aici? Ce tip de evenimente organizați? În principal, direcția în care vrem să mergem noi sunt evenimentele corporate. Da? În care putem să oferim experiența distilării lavandei, practic live facem asta, grupul vine, stă 4 ore în care avem și degustări de vinuri, avem și aperitive pe care le servim și la final pleacă cu toată informația distilării,
completă, da? Adică ar putea să reproducă distilarea singuri dacă ar avea un distilator, și cu produsul, cu uleiul de lavandă pe care l-au distilat ei. Inclusiv culesul, dacă suntem în perioada de înflorire, atunci ei o să participe inclusiv la procesul de a culege florile de lavandă. Ce spun oamenii care vin aici? Ce spun oamenii? Sunt de multe ori, de cel mai multe ori, oamenii sunt impresionați și sunt plăcuți impresionați, mai ales că spun că este un aer de Toscana, un aer de Mediterană. Și este adevărat, pentru că cumva darurile fiind calcaroase creează un microclimat cumva mediteranean. Face asta singur. Pentru că este o zonă foarte, foarte bună, inclusiv pentru cultivarea migdalilor. Ceea ce migdalul nu întâlnești în foarte multe locuri din Europa. Aici pe dealurile da, pe dealurile Tohani. Da. Aici cresc migdali. Da. Și sunt puține locuri unde cresc migdali în Europa. Păi și o livadă de migdali nu urmează? Nu o să avem livadă de migdali, dar o să avem o mică livadă de aluni micorizați cu trufe. O să producem și niște trufe pentru consumul propriu al restaurantului pe care o să-l avem probabil aici. Întrebare de 1000 de puncte. De ce lavandă? De ce lavandă? Noi am vrut să creăm un loc și vrem să creăm un loc în care oamenii să-și hrănească sufletul și mintea, nici de cum stomacul principal. Asta am vrut să creăm. Și atunci, și legat de experiența pe care am avut-o în Provence, în Franța, și practic și dealurile fiind dealurile acestea și terenul pe care îl deținem noi, ne-a ajutat foarte mult în alegerea lavandei. Pentru că se creează microclimatul acesta cumva mediteranean, perfect pentru a cultiva lavandă. Sau plante care nu sunt de obicei la noi în zonă. Am înțeles, colaborați cu celelalte afaceri din zonă pentru organizarea de evenimente? Da, colaborăm cu celelalte firme din zonă, nu atât de puternic pe cât ne-am dori. Noi îi recomandăm pe toți și povestim despre fiecare în parte ce face oamenilor care vin la noi, dar ei nu fac același lucru pentru că probabil nu știu atât de bine despre noi. Este un domeniu, trebuie să recunoaștem, e cumva de nișă. Da. Nu toată lumea știe ce se poate face exact. Cum întrebuințăm lavanda? Păi, lavanda are foarte multe întrebuințări. Este o plantă atât de versatilă încât poate fi folosită în aproape orice. Adică, eu personal, de câte ori m-am dus la un câmp de lavandă, m-am dus să fac poze, dar nu știu ce să fac cu lavanda. Păi, hai să învățăm. În primul rând, este o plantă medicinală, lavanda. Da? Este un antiinflamator puternic, natural. Da? Plantele pe care noi le avem, le cultivăm, le-am cultivat manual și le îngrijim fără a folosi nicio soluție chimicală. Adică este bio. Plantele pe care noi le cultivăm sunt bio, iar în plus folosim apă de izvor. Noi luăm apa din izvor, da? Și distilăm cu ea. Deci produsele pe care le faceți, le obțineți nu cu apă îmbuteliată sau apă nu. Din rețeaua publică, nu. Ci cu apă de izvor. Da, luăm apa de izvor din dealurile calcaroase pe care le avem aici și distilăm cu ea. Și atunci rezultă un produs curat. Curat, da, în primul rând curat. Nu-mi place să spun bio, nu. Mi se pare chestia asta cu bio e așa mai mult marketing, dar este un produs curat. Este un produs pe care îl folosim și noi și îl recomandăm și inclusiv prietenilor noștri să-l folosească. Și sub ce formă se întrebuințează? Medicinal poate fi folosit intern și extern, în inflamațiile interne și externe, tăieturi, lovituri. Sau intern răceli simple. Răceli, inflamații ale tractului respirator sau
mă rog. Înainte de a pleca o să luăm câteva cadre, pentru că e superb, deci trebuie să se vadă clar toată zona, combinația de verde cu mov. Și când credeți că veți reuși să oferiți și cazare? Și, pentru că cine vine aici, cred că ar fi drăguț să petreacă două zile măcar. Da, ar fi drăguț și asta este direcția în care vrem să mergem. Vrem să dezvoltăm locuri de cazare pentru a putea acomoda până la aproximativ 20 de persoane. Dar o să începem cu 4 căsuțe la sfârșitul sezonului. Când o să încheiem sezonul, o să începem construcția 4 căsuțe care vor avea piscină. Adică vor avea acces la piscină direct. Exclusiv doar cele 4 căsuțe. Și în direcția aceasta vom merge cu construcțiile. Ce faceți în restul timpului, în afară de perioada de înflorire a lavandei? Cum se întreține lavanda? Trebuie să-i faceți ceva în extra sezon? Nu, în extra sezon nu necesită nicio lucrare. Practic, după ce o tundem toamna, ea rămâne așa până la primăvară, fără a interveni absolut deloc asupra ei. Și există ceva factor natural care o pun în pericol? Nu, doar animalele mari să o calce. Sau căței noștri care se mai aruncă în lavandă, da, se aruncă în tufe. Pur și simplu, nu știu, le plac... ori mirosul, le place ori mirosul, ori nu știu ce, dar pur și simplu s-aruncă în tufă și o mai rupe, o mai desface puțin. Dar nu prea are, lavanda nu prea are dăunători. Ce nu-i place deloc este apa multă. Tocmai de aceea câmpurile de lavandă ideal se plantează în pantă. Adică trebuie să aibă cam 15 grade. Să se scurgă apa în cazul ploilor puternice. Da. Dacă panta este prea mică, apa rămâne. Și atunci plantele pot putrezi. Dacă panta este prea mare, apa curge prea repede și nu rămâne suficientă apă. Tocmai de aceea, ideal este 15 grade să aibă panta. Nu știam. Da. Cunosc. Sunt multe chestii de care trebuie să ții cont. Da, sunt multe lucruri despre care, la care să ții cont. Noi nu știam nimic înainte de a face asta, nu știam nimic despre lavandă. Pur și simplu am citit și ne-am interesat și am vorbit cu oameni care făceau asta deja de mult timp, inclusiv în Franța, inclusiv în România, inclusiv în Bulgaria, de unde am reușit să colaborăm din Bulgaria. E mai greu cu engleza cu ei, dar am reușit până la urmă. Nu presupune foarte multe lucruri, adică cel mai mult este partea legată de întreținere, de săparea ei, mai ales pentru că noi nu folosim soluții, trebuie săpată manual. Noi o și săpăm, o și culegem manual. Am înțeles, deci nu aveți utilaje, nu aveți totul manual. Nu, da, totul este manual, totul este făcut manual. Este și un lucru bun, este și un lucru rău, este un lucru bun că dăm oamenilor oportunitatea să culeagă lavanda, propriu zis. Când se culege lavanda? Asta. Da, după 15 iulie. După 15 iulie lumea poate veni să culeagă lavanda. Da. Și atunci, după ce se culege lavanda, ce se întâmplă până sezonul următor? Nimic? Deci da, nimic. Practic, noi închidem și facem lucrările de construcțiile noi pe care le facem pentru anul următor, ori întreținerile la construcții sau ce mai facem pe aici. Dar legat de lavandă nu mai facem nimic. Doar îmbuteliem, terminăm cu distilarea, îmbuteliem produsele. Nu este pretențioasă la prima vedere. Da. Dar... Da, la prima vedere. Că sunt... Am înțeles. Practic... Deci cu panta m-ați... Da. Da, trebuie să aibă o pantă. N-aveam. Ca să nu rămână apa. Da, e foarte frumos. Ce recomandați tinerilor care vor să se apuce de lavandă? Să se apuce de lavandă? Să se apuce de cultivarea lavandei. Trebuie să fii foarte pasionat. Trebuie să fii foarte pasionat, în primul rând, pentru că sunt multe provocări pe care le ai legate de afacerea cu lavandă. Dacă vrei să plantezi 500 de metri sau 1000 de metri pentru tine acasă, e doar pasiunea ta pentru asta. Dar dacă vrei să faci o afacere din asta, trebuie să ai multe informații.
trebuie să cunoști și marketing, trebuie să ai și buget, trebuie să ai... Ce înseamnă buget? Buget, practic, Lavanda o muncești 5 ani de zile și abia apoi poate să-ți aducă ceva beneficii. Asta înseamnă să poți să susții afacerea 5 ani de zile, să întreținerea ei, plantarea, cultivarea, distilarea. Da, deci nu trebuie să-și închipuie nimeni că peste noapte, dacă își cumpără câteva tufe. Nu, peste noapte nu poți să faci nimic. Sunt mulți oameni care au crezut asta în România. A fost o strategie de marketing a firmelor mari care produceau Buda sau nu știu, a cui. Toată lumea, aurul mov, toată lumea credea că peste noapte, cu 500 de metri, poți să te îmbogățești. Nu poți să te îmbogățești. Nici cum. Va trebui să te gândești mai departe atât, să cunoști mai multe lucruri. Dacă vrei să... În primul rând, să cunoști puțină istorie legată de lavandă. Lavanda vine din... e legată de mediteraneană. Nu poți să faci o lavandă comunistă. Trebuie să te duci în direcția respectivă. Și absolut tot ce faci pe lângă să fie în direcția respectivă. Adică nu trebuie să uiți originea ei. E de acolo vine. Corect. Așa. Și noi asta încercăm să facem aici, încercăm să păstrăm linia aceasta de mediterană și absolut tot ce construim și tot ce o să construim o să fie în aceeași direcție. Mediterană, Toscană, mai ales că suntem pe aceeași direcție cu Toscana. Da, știu, păi și cramele din zonă tot așa s-au dezvoltat, e propice, zona. Da, este o zonă potrivită pentru asta. Da. Bine, mulțumim mult de tot. Succes mult în continuare. Este prima fermă de lavandă pe dealurile Tohanii, nu? Da. Nu cred că o să mai fie vreo altă fermă, dar da, suntem primii. Foarte frumos. Succes mult în continuare și ne vedem când deschideți căsuțele de cazare vedem ce se poate face într-un câmp de lavandă. Da. Mulțumim. Sigur. Și eu vă mulțumesc și vă doresc o zi fantastică. La fel. Doamne ajută.